Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile, toate informațiile pe care le prezentăm în fiecare zi. Discutăm astăzi despre una dintre emblemele României și nu greșesc, cred, când spun acest lucru, referindu-mă, bineînțeles, la Castelul Corvinilor, un monument care este așa învăluit în mister în continuare, după atât de mulți ani în care turiștii l-au apreciat, turiștii s-au reîntors aici la Castelul Corvinilor și nu doar din România sau din Europa, ci și de dincolo de ocean. Sunt foarte mulți vizitatori care ajung aici, care promovează mai departe Castelul Corvinilor, lucru care ne bucură. Încercăm să aflăm și noi astăzi cum a fost anul 2023 pentru cei care gestionează tot ceea ce se întâmplă aici la Hunedoara, la castel, și bineînțeles să vedem care sunt următorii pași pe care îi vor face, pentru că s-au făcut foarte multe investiții aici, s-au atras foarte multe fonduri europene și sunt convinsă că nu se lasă așa cu una, cu două. Astăzi alături de mine este domnul Sorin Tincu, directorul Muzeul Castelul Corvinilor Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Bună ziua și tuturor telespectatorilor care ne urmăresc! Ce-i drept, nu ne-am văzut de ceva timp, așa că o să avem astăzi cu siguranță ce să discutăm. Castelul Corvinilor mereu ne surprinde. Când credem că am aflat totul despre acest castel, că nu se mai poate descoperi absolut nimic despre ceea ce a însemnat și familia Corvinilor până la urmă, dar și această emblemă a României, cum spuneam, mai veniți și ne mai surprindeți cu câte o noutate. Probabil unele lucruri vă surprind chiar și pe dumneavoastră, cei care sunteți zi de zi acolo la castel. Cu siguranță așa e. Castelul, așa cum am repetat-o cu mai multe ocazii, este o clădire care încă nu și-a dezvăluit toate secretele, dar încet, încet, ca urmare a activității specialiștilor de acolo și a lucrărilor de restaurare, Castelul Corvinilor se deschide din ce în ce mai mult și spre cercetători, dar mai ales spre publicul vizitator. În momentul de față, circuitul în Castelul Corvinilor s-a extins considerabil, s-au reintrodus spre vizitare spații reabilitate, dar și spații inaccesibile până acum. Iată că încet, încet acest monument devine mai puțin misterios, dar din ce în ce mai atractiv. Eu sunt convinsă că misterul pe care îl învăluie până la urmă, care învăluie acest castel, rămâne și dăinuie de atât de mulți ani, și acest lucru cred că îl arată și faptul că sunt vizitatori, turiști care se și reîntorc aici la castel, cu atât mai mult cu cât acum, iată, au posibilitatea de a vizita spații care erau închise până în urmă cu câțiva ani. Da, într-adevăr, reîntoarcerea vizitatorilor la Castelul Corvinilor se petrece și ca urmare a acestor lucrări de restaurare, lucrări care pun în circuit spații inaccesibile, lucrări care au dus la o serie de descoperiri menționate cu mai multe ocazii în presă, descoperiri care cu siguranță nu vor înceta, pentru că după finalizarea actualului proiect se va intra direct în noul proiect de restaurare al castelului, care sunt convins că va veni la fel cu noutăți în ceea ce privește Castelul Corvinilor și, de ce nu, poate și cu noutăți în ceea ce privește familia care l-a construit. În ce stadiu este proiectul care se derulează deja și spuneați că este așa pe punctul de a fi finalizat, mai este de lucru? Vorbim aici de un proiect de câteva milioane de euro. Da, acest proiect de 5 milioane de euro este la ora închiderii, ca să spun așa. În momentul de față se lucrează intens în sala cavalerilor, este vorba de reabilitarea rețelei electrice din această sală și reabilitarea tencuielilor. Sperăm ca toate aceste lucrări să fie gata până la sfârșitul lunii decembrie, iar din ianuarie, anul viitor, să
beneficiem de un spațiu, de o sală a cavalerilor primenită, dacă pot să spun așa, este un arhaiz, dar este cât se poate de potrivit, și pregătită în așteptarea restaurării Pardoselii, care va fi o activitate aferentă următorului proiect de restaurare. Din câte îmi amintesc, și această statuie care veghează asupra Hunedoarei va primi sau a fost deja restaurată, va fi... Nu, este parte din viitorul proiect de restaurare în care sunt vizate... Am ținut eu minte ceva, tocmai de aceea v-am și întrebat. Exact. Statuia care veghează din 1873 castelul și Hunedoara va fi restaurată grație viitorului proiect. Și sperăm să dăinuie mulți și mulți ani de acum încolo spre deliciul, ca să citez din istorie, urmașilor noștri. Castelul are și o zonă adiacentă care arată din ce în ce mai bine. Am văzut și mai devreme în imagine, ați reușit cumva să gestionați și partea aceasta. Avem și acel râu acolo care, dacă ne gândim ce se întâmpla în urmă cu 20 de ani pe acolo, acum ne putem bucura că lucrurile s-au schimbat și în ceea ce privește, să nu uităm, accesul către castel, și aici lucrurile se schimbă, pentru că sunt proiecte ale administrației publice locale care asta intenționează să facă, să atragă turiștii, să îi păstreze cât mai mult aici în Hunedoara. Tocmai de aceea avem și un drum al corvinilor care este în continuă dezvoltare, din câte înțeleg, aici în municipiul Hunedoara. Da, e adevărat. Toate aceste obiective menționate de dumneavoastră sunt fie gestionate, fie extinse. În cazul castelului constant, Albia Părâului Zlaști, încercăm să o păstrăm curată. Urmările se văd, chiar zilele acestea avem o familie de rațe sălbatice care se bucură de curățenia apelor Zlaștiului. În ceea ce privește acea expoziție stradală, Drumul Corvinilor, evident aceasta a fost dezvoltată, a pus în valoare personaje, nu știu dacă neapărat mai puțin cunoscute, poate mai puțin promovate. În acest caz este vorba de Matia Corvin. Acest nou segment al expoziției cuprinde numeroase legende cu privire la acest ilustru rege al Ungariei și unul dintre cei mai importanți regi ai secolul al XV-lea din Europa de centrală și de est. Este foarte misterios acest castel și privind aceste imagini ne duce așa cu gândul la acea perioadă. Iată, aici avem sala. Este sala dietei. În momentul de față se prezintă mult, mult mai bine. Pentru sunt că imagini a fost mai vechi acestea pe care le prezentăm exact, mai acum. Sala a fost restaurată. Urmează să beneficieze de un sistem de iluminat adecvat sălii și desfășurării evenimentelor de aici, și această sală va fi pe următorul proiect afectată parțial, pentru că freșcele de secol XVII de pe zidurile sălii dietei vor intra și ele în restaurare, însă, repet, pe următorul proiect de restaurare. Să înțeleg că va fi restricționat și accesul vizitatorilor în acestea? Nu. Pe, fiind o restaurare secvențială a freșcelor, care se de regulă se efectuează cu un colectiv foarte restrâns, va fi restricționat accesul strict în zona în care restauratorii lucrează, mai ales că nu vorbim de unelte electrice sau este o restaurare migăloasă, dar o restaurare care nu prezintă un pericol real de accident. Ca urmare, în jurul schelei, pentru că vor ruca pe schelă, va fi restricționat accesul, dar sperăm ca și această activitate de restaurare a freșcei să fie un element de atracție pentru vizitatori, mai ales că avem experiența restaurării freșei de pe Logia Matia, în care a fost un întreg dialog între restauratorii pe frescă și vizitatorii castelului, care își manifestau curiozitatea punând numeroase întrebări, iar restauratorii au avut suficientă amabilitate încât să și răspundă la întrebările care le-au fost puse. Ca urmare, această activitate strict restaurarea freșcelor cu siguranță va fi un
plus de noutate pentru cei care vor trece pragul castelului și cred eu își vor satisface într-o anumită măsură curiozitatea cu privire la această activitate, care cred eu este insuficient și poate nedrept. Este insuficient cunoscută și poate pe nedrept. Am văzut și puțin mai devreme în imagini, în ultima parte a acestui clip pe care l-am urmărit, și curtea exterioară a castelului, care de asemenea s-a transformat în ultimii ani. Avem acolo și câteva clădiri, probabil că mulți dintre, sau unii dintre cei care ne urmăresc știu că pot vizita și acele, pentru că avem muzeul acolo în curte, sunt multe obiecte care pot fi admirate și poate astfel înțelegem mai mult despre istoria acestei familii, despre tot ceea ce a însemnat și înseamnă în continuare Castelul Corvinilor. Da, într-adevăr, Castelul Corvinilor ca și monument reprezintă un ansamblu care cuprinde curtea exterioară, așa numită Curtea Husarilor, cu toate clădirile din secolul al XVII-lea și nucleul de secol XV, care este și cel mai atractiv din punct de vedere al arhitecturii. În aceste clădiri din curtea exterioară, într-adevăr, sunt montate expozițiile de pre- și protoistorie, expoziții care intră cumva în contradicție cu personalitatea unor săli gotice. Este impropriu să expui într-o sală cum este sala dietei sau sala cavalerilor. Probabil v-au întrebat unii vizitatori, nu, de ce nu regăsim în unele săli aceste exponate? Poate ar mai însufleți. Sunt exponate pe măsură ce spațiile din castel ne sunt cedate după restaurare. Trecem imediat la ambientarea acestor spații. Pot să vă spun că în momentul de față se lucrează și la ambientarea expoziției din bucătăria garnizoanei, fiind un spațiu pe care ne pregătim să-l recepționăm. Ca urmare, în momentul în care acea încăpere se va deschide, se va deschide și ambientată, la fel cum am procedat și în cazul Palatului Bethlen, per ansamblu, la fel cum am procedat și în cazul Turnului Nou de Poartă sau al Aripizoiumii. Adică aceste spații, în momentul în care sunt predate spre noi, se trece la ambientare și după aceea se vor deschide spre vizitare. Trebuie să menționez faptul că această ambientare este o activitate care se realizează în cursul sau pe finalul restaurării și imediat după. Am optat pentru varianta aceasta tocmai pentru a avea un timp cât mai scurt de blocaj al acestor încăperi proaspăt restaurate. Ca urmare, sperăm noi ca după cedarea sălii, în circa 7 până la 10 zile să putem ambienta sala încât să o putem deschide spre vizitare Aveți într-un mod adecvat. Aveți mișcat destul de rapid pentru, așa e, pentru această lucrare. Să spunem, și oricum cred că sunt mult mai apreciate aceste săli ambientate de comparativ cu o sală goală. Vizitatorii cred că le apreciază mult mai bine. Cu siguranță. Exact, este exact ceea ce spuneam, faptul că acest monument are propria personalitate, atât ca ansamblu, dar și ca încăperi, având încăperi cu denumiri specifice, cum este bucătăria garnizoanei sau, eu știu, pifnița de vinuri. Montarea unei expoziții de arheologie, ca să dau un exemplu, în aceste săli, dau naștere inerent la întrebarea, păi, dacă este pivnița de vinuri, unde este vinul, dacă este bucătăria garnizoanei. Și atunci, direcția pe care ne îndreptăm în momentul de față este una bilaterală. Pe de o parte ne îndreptăm spre ambientarea încăperilor castelului cu personalitate, dar și pe dezvoltarea aspectului expozițional și pe culturalizare, care se întâmplă în spațiile cu o personalitate mai mică și în spațiile din curtea exterioară, care nu au elemente atât de spectaculoase ca și Castelul Corvinilor, și aici mă refer la elementele de arhitectură în primul rând. Ce parte a castelului este cea mai apreciată de către turiști? Deși sunt convinsă că vă e greu să-mi răspundeți. Absolut deloc. Până în momentul de față, printre cele mai apreciate era sala cavalerilor, respectiv sala dietei. Odată însă cu finalizarea lucrărilor de restaurare, cred că cel mai apreciat sector a devenit turnul alb și turnul vechi de poartă. Refacerea cursivei, care permite accesul la toate etajele turnului alb, dă o notă de spectaculozitate suplimentară castelului și, cel puțin în momentul de față, este una dintre cele mai apreciate aripi ale castelului de către vizitatori, alături de sufrageria Palatului Bethlen, care odată ambientată dă un
plus de strălucire, dacă pot să spun așa, respectivului corp de clădire. Și unde mai punem că odată ajunși în aceste turnuri, mai avem parte și de o panoramă destul de ofertantă, pentru că avem ce să vedem în toate colțurile. Da, într-adevăr, este vorba și despre panoramă, dar elementele de arhitectură și faptul că în urma restaurării se permite accesul la etajele superioare, golul acela care rămâne în jurul cursivei, dau o notă de spectaculozitate, transformând turnul alb dintr-o, aș putea spune, cenușăreasă castelului Corvinilor în principalul punct de atracție în momentul de față. Rămâne de văzut ce se va întâmpla după restaurarea sălii cavalerilor și după ambientarea încăperilor când ne vor fi predate următorul. Aceste activități se întâmplă și în cadrul proiectului actual, dar și pe următorul proiect. Ambientarea castelului este un obiectiv pe care ni l-am propus de la începutul restaurării, împreună cu domnul primar și cu primăria municipiului Hunedoara, ca și instituție de accesare a fondurilor europene, și ne dorim ca să-l și ducem la capăt, astfel încât în momentul în care vom putea spune da, lucrările de restaurare la Castelul Corvinilor s-au terminat, să fim, dacă nu cu toate spațiile ambientate, cel puțin aproape de finalizarea și a lucrărilor de ambientare. Acum, cu siguranță, aceste lucrări vor mai suferi intervenții, pentru că expozițiile trebuie cumva rulate pentru a aduce un plus de noutate și pentru a determina, exact cum spuneați la începutul emisiunii, revenirea vizitatorului care odată a trecut prin castel. Odată, de mai multe ori, din câte știu, cei care nu au fost până acum la castel au posibilitatea să facă și un tur virtual, nu? Pentru a le crește așa apetitul de a vizita castelul. Da, există posibilitatea și a turului virtual. Celor care sunt la, eu știu, depărtări mai mari față de acest monument și vor să-l vadă sau să-l revadă în cazul hunedorenilor plecați, există posibilitatea unei camere web care este camere online, care este disponibilă, poate fi accesată de către oricine. Pe lângă toate acestea, însă, experiența la castel a fost îmbunătățită și este constant îmbunătățită, pentru că pe lângă ceea ce înseamnă audioghidul, până acum am beneficiat și de o aplicație accesată și accesibilă în mod gratuit pe telefonul mobil, aplicație care ne dorim să o dezvoltăm astfel încât să oferim posibilitatea, sper eu, în cursul anului viitor, celor care doresc să facă fotografii în castel, prin scanarea unui cod QR să se poată fotografia într-o primă fază cu Iancu de Hunedoara, pentru că există posibilitatea realității augmentate de a face ca într-un anumit punct marcat printr-un cod QR Iancu de Hunedoara să apară în fața camerei, astfel încât cei care intră în obiectiv să se fotografieze cu o reprezentare virtuală a eroului de la Belgrad. Totodată ne dorim ca în această aplicație și audioghidul să devină interactiv, din nou prin scanarea unui cod QR, explicațiile să fie date chiar de către Iancu de Hunedoara. Ca urmare, sperăm ca aceste elemente tehnologice noi să aducă un plus de valoare vizitei în Castelul Corvinilor și un plus de atractivitate pe lângă expozițiile care sunt montate și pe care le vom monta în castel. Îl aduceți cumva în actualitatea noastră și poate mai atractiv și pentru cei mai tineri, care sunt atât de obișnuiți cu toată această tehnologie, încât probabil va fi mult mai atractiv pentru ei. Cu siguranță, da. Toate chestiunile astea fac parte din acest efort comun și conjugat al domnului Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, al primăriei ca instituție, al angajaților castelului, de a scoate din acel cont de umbră familia Corvinilor. Și iată că prin genul acesta de activități, prin creșterea autorității castelului, prin interesul presei, prin acea expoziție stradală, drumul Corvinilor, și de ce nu prin acel
menționat numeroase cazuri, proiect de a vizita obiectivele aflate în legătură cu această familie împreună cu copiii Hunedoarei. Sperăm să dea rezultate atât pe termen scurt, prin sporirea cunoștințelor acestor tineri și prin conștientizarea vis-a-vis de importanța acestei familii, dar și în viitor, pentru că suntem convinși că la rândul lor, acești tineri, când vor fi părinți la vremea lor, își vor informa copiii la rândul lor în momentul în care cu siguranță vor vizita acele locuri ca și familie. Ca urmare, toate acest efort are rezultate și acum, dar rezultatele cele mai importante credem noi că vor fi în viitor. Atunci când vom vorbi de familia Corvinilor, să vorbim de o familie foarte clar poziționată în istoria Europei, dar și în mentalitatea noastră. În primul rând, în cazul mentalității noastre ca și români. Sunteți destul de apropiat de elevi, de copii. Cred că ați avut, sau poate n-a fost o surpriză să aflați că aveau foarte puține cunoștințe, deși sunt hunedoreni, despre tot ceea ce a însemnat familia Corvinilor, și iată că aceste acțiuni pe care le organizați vin cumva să-i ajute pe ei în primul rând, pentru că este important să ne cunoaștem trecutul, să ne cunoaștem ceea ce ne înconjoară până la urmă. Exact. Este foarte important. Nu doar copiii, nu știu, sunt și adulți, sunt și oameni care au o anumită vârstă și cunosc mult prea puțin. Cei drept, probabil nici cărțile de istorie nu ne dezvăluie atât de multe lucruri despre această familie. Așa e, manualele oarecum s-au schimbat, au scăzut ca și cantitatea informației care este furnizată. Drept urmare, aceste demersuri, consider eu, sunt unele foarte importante, mai ales că totuși vorbim de o familie extrem de influentă în secolul al XV-lea și o familie, până la urmă, de care toți cei care locuim în Hunedoara, fie că suntem, nativi sau fie adoptive acestui oraș, cum este cazul meu, trebuie să ne mândrim cu faptul că, iată, trăim și pășim pe pământul pe care a trăit și a pășit și acest ilustru personaj. Și este, cred, o datoria tuturor în a cunoaște mai mult sau mai puțin istoria acestei familii și a promova importanța familiei și importanța probabil la cele mai importante construcții care a rămas în urma lor. Este vorba, bineînțeles, de castel. Haideți să mai vedem câteva imagini și din timpul lucrărilor. Ce drept sunt imagini puțin mai vechi, de prin luna septembrie, imagini filmate cu parte dintre lucrările care se desfășoară, dar acum se pregătesc de a fi încheiate în ceea ce privește primul proiect în valoare de 5 milioane de euro, care a fost implementat aici la Castelul Corvinilor. Se schimbă și s-a schimbat puțin și curtea interioară a castelului. Aici ați finalizat acest proiect? Este aproape finalizat și acest proiect. Din păcate, vremea rece din ultimele zile a dat o mică pauză acestor lucrări. Este o lucrare, considerăm noi, necesară, aducere în actualitatea castelului, pentru că vechile alei de acces realizate în anii 60 nu mai corespund numărului actual de vizitatori. Ca urmare, vegetația nu mai avea timp fizic să crească în castel, iar eroziunea datorată ploilor și a depunerii unor cantități însemnate de pietriș în 1996, dacă nu greșesc, când s-a desfășurat festivalul Om Bun, făcea foarte greu de întreținut și foarte puțin accesibilă pentru persoanele cu dizabilități această curte, dar și spațiile aferente. Iar acum au acces exact, și persoanele cu dizabilități? Prin amenajarea acestei curți, persoanele cu dizabilități, iată, pot să circule prin curte. La finalizarea lucrărilor vor avea acces în turnul vechi de poartă, în turnul alb, în parterul Palatului Bethlen. Vom facilita accesul spre fântâna castelului, unde rigola aceea adâncă va fi reamenajată printr-o rigolă mult mai accesibilă persoanelor cu dizabilități, iar printr-o serie de rampe mobile din această
curte interioară se va putea facilita accesul atât în sala cavalerilor, cât și în pivnița Palatului Bethlen, unde se găsește lapidarul gotic. Iată că, deci inclusiv acele zone vor putea fi vizitate. Exact. În momentul de față, Castelul Corvinilor nu este foarte ofertant pentru persoanele cu dizabilități. În acele vremuri nu s-au gândit, dar așa e bine e. Că ne gândim, vă gândiți de fapt acum în prezent și la aceste persoane și le oferiți această posibilitate de a gusta și ei din frumusețea acestui castel. E adevărat, este unul dintre principalele obiective vis-a-vis de această regândire a curții interioare. Pe partea cealaltă, așa cum am zis, sunt și criteriile de natură administrativă, faptul că acel pietriș cu fragmente de zgură, cu bucăți de metal, pentru că a fost, nu era o suprafață propice accesului acestor categorii de persoane în castel și uneori prezenta un risc de accident, pentru că acel pietriș pe pintenul de dolomită risca să alunegi, da, să cazi și, Doamne ferește, să sperăm se întâmple lucruri mai puțin fericite. Sperăm că această reamenajare a curții, care a reprezentat o intervenție minimală vis-a-vis de ceea ce înseamnă depuneri arheologice, pentru că s-au făcut deasupra lor, ceea ce însemna caracteristica acestei curți, pintenul acela de stâncă, este un element care a fost și va rămâne vizibil. Pasul următor și în această curte, pe lângă ceea ce înseamnă accesul pentru persoane cu dizabilități, o curățenie mai mare, un acces mai facil, desfășurarea anumitor evenimente care la momentul ăsta se vor putea face și în interior. Așadar, pasul următor va consta în amplasarea și înviorarea acestei curți prin amplasarea unor recipiente cu vegetație, astfel încât să, această curte să se prezinte într-un mod cât se poate de civilizat, dar în același timp și de atractiv pentru cei care vizitează Castelul Corvinilor. Iată, multe planuri aveți pentru acest castel și pentru vizitatori, cum spuneam. Suntem aproape de finalul acestui an. Dacă ar fi să trageți linia așa după un an greu, ușor, nu știu, asta ne veți spune dumneavoastră, având în vedere că au fost atât de multe lucrări aici, cam care ar fi rezultatul acestui an pentru dumneavoastră, pentru cei care lucrează aici la castel și au pus umărul până la urmă și pentru promovare, dar și pentru întreținerea acestui castel? A fost un an, nu neapărat, n-aș putea spune neapărat greu. Greu a fost 2020, nu? Atunci în pandemie. Și acum, fiecare an cu specificul lui. A fost un an cu multe provocări, un an obositor, adevărat, dar un an care, iată, spre sfârșitul lui ne aduce o serie de satisfacții datorită faptului că acest monument își urmează trendul ascendent în ceea ce privește atât numărul de vizitatori cât și cuantumul încasărilor. La momentul de față ne putem lăuda cu cu 380.000 de vizitatori și în ceea ce înseamnă veniturile aduse de acești vizitatori, vorbind de o creștere cu aproximativ 30% a încasărilor comparativ cu anul trecut. Ca urmare, nu putem spune că a fost un an rău, dar ca întotdeauna, cu siguranță este loc de mai bine. Ne dorim ca monumentul să crească în atractivitate, ne dorim să primim din ce în ce mai mulți vizitatori și, foarte important, ne dorim să creăm condițiile pentru ca acești vizitatori să rămână măcar o perioadă de timp în Hunedoara. Iată, 380.000 de vizitatori, deloc de neglijat, am putea spune. Ați avut ani și mai buni din acest punct de vedere, probabil. Cel mai bun an comparativ cu acesta a fost anul 2019, când am sărit de 400.000 de vizitatori, dar încet, încet ne îndreptăm spre... Păstrați cumva proporțiile. Castelul și-a urmat un trend ascendent, începând de la pandemie încoace, dar nu trebuie să uităm și celelalte evenimente care se petrec cumva la granițele României și care cu siguranță influențează numărul de vizitatori în țara noastră. Cu siguranță, odată ce
climatul geopolitic se va stabiliza, vom avea de-a face cu un număr din ce în ce mai mare de vizitatori la castel. Cu toate astea, nu ne plângem, constatăm cu satisfacție revenirea vizitatorilor străini, sperăm ca numărul acestora să crească și, repet, cu toții, cred că cei care lucrăm la castel, lucrăm la primăria Hunedoara, ne dorim ca societatea civilă, ne dorim ca acești vizitatori să rămână măcar câteva zile în municipiul de pe Cerna. Care este luna de vârf anul acesta? Tot timpul, luna de vârf la Castelul Corvinului a fost luna august. E o lună a concediilor. Da, da. O lună care a însemnat, care de obicei înseamnă peste 70.000 de vizitatori. Ca urmare, această lună reprezintă cumva o constantă în ceea ce privește sezonul de vizitare al monumentului Hunedoara. Acesta continuă, bineînțeles, și iarna, dar cu anumite variațiuni date de, cel mai probabil, de prezența sau absența zăpezii în pârtile deschide, din Parâng sau de la Straja și Râmșor. Da. Cu siguranță, prezența zăpezii și existența acestor stațiuni montane au propria influență vis-a-vis de turismul la Castelul Corvinul și, cred, turismul în întreg județul. Odată ce nu există zăpada, cu siguranță nici aceste stațiuni nu sunt aglomerate și implicit nu furnizează propriul lor segment de vizitatori la obiectivele culturale din județ. Așa că să ne rugăm să ningă, nu? Să fie iarna, așa cum eram obișnuiți în urmă cu mai mulți ani, în decembrie să avem iarnă, sărbătorile să le petrecem așa cu scârțâitul zăpezii sub bocanci. S-au mai schimbat și vremurile și vremea între timp. Și dacă tot discutăm despre importanța promovării castelului, discutăm despre acești turiști care vin din străinătate și, culmea, uneori promovează poate mai abitir decât o face mulți dintre noi. Promovează România, promovează frumusețile acestei țări. Nu pot să vă las să plecați de la noi fără a discuta și despre un eveniment ce va avea loc chiar zilele următoare, și anume Charlie Ottley, binecunoscut deja în România, cumva așa un fiu al României, putem spune, a ales să promoveze și Castelul Corvinilor într-un mod așa cum deja știm că o face. Da, într-adevăr, lansarea filmului realizat de Charlie Ottley va avea loc la Hunedoara. Este un lucru care ne bucură și, în același timp, eu cred, vine ca o confirmare a faptului că eforturile atât a celor de la castel, cât și a primăriei respectivă, al primarului municipiului Hunedoara, de a scoate în evidență valorile istorice, dar și în același timp valorile arhitecturale, pentru că nu cred că e un secret faptul că Hunedoara renaște, dacă pot să spun așa. Prezența al acestor fonduri europene care vizează, și elemente recente, cum sunt, sau de infrastructură, dar și elemente vechi, cum este cazul centrului vechi, prin reamenajarea unui nou muzeu, Muzeului Fierului, prezintă un plus de atractivitate și pentru genul acesta de manifestări. Și cred eu, Hunedoara nu a fost aleasă întâmplător, a fost aleasă tocmai datorită dinamismului manifestat în această direcție de realizarea unei infrastructuri turistice adecvate, a unei infrastructuri turistice moderne, a unei infrastructuri turistice atractive. Ca urmare, venirea lui Charlie Ottley nu face decât să ne confirme faptul că ceea ce se întâmplă în Hunedoara este ceva bun și, cu siguranță, ne și obligă ca pe viitor să îmbunătățim din ce în ce mai mult calitatea unei vizite în întregul oraș, pentru că la momentul acesta, prin reabilitarea centrului vechi, nu mai putem vorbi de acel monument unic în municipiul Hunedoara, e vorba de Castelul Corvinilor. Iată că încet, încet vorbim de reabilitarea unei întregi zone istorice. Pe lângă ceea ce înseamnă
Piața Libertății, care va primi o nouă înfățișare și din care, foarte important, castelul se vede într-un mod spectaculos, vor fi create și o serie de alei pietonale care vor lega umbilical această piață de Castelul Corvinilor, vor lega această piață de Muzeul Fierului și, cred eu, va aduce un nou flux, dacă pot să spun așa, de vizitatori, atât la castel, cât foarte important și în oraș. Este, în opinia mea, un lucru extrem de important ca acești vizitatori să petreacă timp și, de ce nu, să înnopteze în Hunedoara. Până la urmă aici cântărește destul de greu faptul că noptează în... Că vorbim de Hunedoara, vorbim de orice altă localitate din țară până la urmă, aici e adevărat, sunt cuantificate. Sunt chestiuni care sunt interconectate. Spre exemplu, faptul că vizitatorul ajuns în județ se noptează în Hunedoara nu înseamnă că nu vizitează și cetatea Devei sau viceversa. Faptul că sau Sarmizegetuza Regia. Exact, sau Sarmizegetuza. Avem atât de multe obiective. Ideea este că cumva trebuie să ca aceste eforturi individuale să urmărească un obiectiv comun, acela fiind creșterea numărului de vizitatori în întreg județul și creșterea atractivității județului Hunedoara din ce în ce mai mult. Vă ajută astfel de filme, precum cel pe care Charlie Oatley îl realizează în mai multe locații din România, dar iată că de data aceasta s-a oprit și aici la Hunedoara, lucru care până la urmă ar trebui să ne facă să fim mai mândri. Eu cred că acest film ajută tot ceea ce înseamnă Transilvania, pentru că să nu uităm, nu este vorba doar de Hunedoara. Charlie Oatley a vizat mult mai multe regiuni, Hunedoara fiind, e adevărat, locul în care acest film se va difuza pentru prima dată în... Deci nu este doar despre Hunedoara, ceea ce vom vedea joi, nu? Parte din filmul realizat de Charlie Oatley în mai multe regiuni. Ca deci ar fi putut să aleagă foarte bine orice altă regiune, nu? La fel cum spuneam, eu își lanseze acest film. A fost foarte plăcut surprins de ceea ce a văzut la Castelul Corvinilor, pentru că, așa cum se vede și poza de pe afiș, a fost făcută la castel, a vizitat castelul, a filmat la acea vreme Castelul Corvinilor, dar în același timp alegerea, să nu uităm, proiecția filmului nu se face la castel. Proiecția filmului are loc la teatru din Hunedoara, la Casa de Cultură, în Piața Ferdinand, tocmai pentru a permite în condiții cât se poate de adecvate, de a permite accesul unui număr cât mai ridicat de... Deci va fi proiectat pe cele două ecrane din fața Casei de Cultură? Toată proiecția, se va desfășura la teatru, pentru că va fi și un soi de interviu cu Charlie Oatley. Și, repet, în opinia mea, alegerea Hunedoarei nu este întâmplătoare, ci vine exact ca urmare a acestor eforturi de a amenaja această într-un mod cât se poate de adecvat această extrem de necesară infrastructură turistică. Ne bucurăm atunci că a ales Hunedoara pentru a fi ca filmul de prezentare a mai multor obiective din România să fie lansat aici. Așteptăm și noi cu sufletul la gură. Joi, 14 decembrie, ora... Puteți să vedeți, dacă mai dăm o dată afișul pe ecran, vom vedea cu siguranță și ora la care va fi lansat acest film. Ora 18:30, Centrul Cultural Corviniana, Hunedoara, Casa de Cultură, strada George Enescu, numărul 8, acolo îl veți putea întâlni și dumneavoastră pe Charlie Oatley și pe Sorin Tincu aici de față și sunt convinsă că și echipa care lucrează aici la castel, chiar și la primărie, pentru ca acest monument să fie pus așa pe un piedestal pe care până la urmă cred că îl și merită. Foarte important este de menționat faptul că accesul este liber, este gratuit. Ca urmare, invităm pe toți cei care doresc să vadă acest film să vină la Hunedoara. Nu sunt distanțe imposibil de parcurs
Și eu cred că este o mândrie pentru întreg județul, faptul că Charlie Oatley și că acest film se proiectează la Hunedoara. Sau ar trebui să fie o mândrie pentru întreg județul, pentru că vine ca o, repet, cred că a treia oră în misiune, ca o confirmare a faptului că ceea ce se întâmplă la Hunedoara este un lucru bun și ne obligă în același timp ca pe viitor, atât noi din Hunedoara, cât și ceea ce înseamnă celelalte obiective din județ, să îmbunătățim calitatea vizitării, să devenim din ce în ce mai atractivi și eu cred că toate acestea acumulate vor însemna un număr mai mare de vizitatori și implicit o prosperitate atât de necesară zonei. Da, și o vizibilitate mai mare în ceea ce privește toată zona Hunedoarei, pentru că, așa cum spuneați, nu degeaba sunt atât de multe proiecte care se realizează aici și știu că ideile pe care și administrația locală o are și dumneavoastră, bineînțeles, ideile pe care le aveți sunt mult mai mari, mult mai ambițioase și știu că vă doriți să schimbați și acea panoramă de care discutam puțin mai devreme, pe care o putem admira din turnurile castelului lui și vorbim aici și de parcuri medievale, nu știu dacă vor și ajunge să fie realizate, ar fi foarte bine să se întâmple acest lucru și atunci probabil vom putea discuta despre un număr mai mare de vizitatori, mai mare de turiști care să vină și când mă refer la turiști, mă refer la cei oameni care vin să și stea două, trei nopți în localitate. Așa e. Ceea ce înseamnă zona din jurul castelului este constant în atenția primăriei, atât curtea husarilor care se dorește a fi restaurată, se dorește a amenaja adecvat șanțurile castelului spre vizitare, grădina castelului și acea grădină care se găsește la intersecția străzii castelului cu strada Constantin Bursan, deci practic este prima zonă în care vizitatorul, odată ce și-a lăsat mașina în parcare, este practic prima zonă cu care vizitatorul ce și-a lăsat mașina în parcare ia contact. Are contact, exact. Ca urmare și acea zonă este în atenția primăriei și sunt convins că într-un timp nu foarte îndelungat vor face subiectul unor lucrări de reamenajare, astfel încât să prezinte la rândul lor atractivitate în cadrul Castelului Corvinilor. Mai avem vreo 2 minute din această emisiune și pentru 2024 ce ne mai pregătiți? Pentru că ne-ați obișnuit în fiecare an să găzduiți sau să organizați foarte multe evenimente aici, destul de colorate, dacă putem spune. Unele evenimente ne duc așa în urmă cu câteva sute de ani, altele sunt de actualitate, știu că sprijiniți foarte mult și producătorii locali, ați reușit să faceți aici așa o legătură foarte puternică, să spunem, între toate aceste lucruri. Într-adevăr, așa e, și sfârșitul acesta de an mai înseamnă o serie de evenimente, spre exemplu, în 9 decembrie va fi vernisajul unei expoziții de pictură, o expoziție destul de amplă, venită din Cluj și care se va deschide în sufragerea Bethlen din Castelul Corvinilor. În ceea ce privește anul 2024, cu siguranță vom continua evenimentele cu care deja am obișnuit atât pe hunedoreni, cât și vizitatorii care intenționează să vină la Castelul Corvinilor. Totodată este cu siguranță o certitudine, continuarea lucrărilor de restaurare și foarte important de menționat este faptul că și aceste noi lucrări de restaurare se vor desfășura fără a restricționa accesul în castel, ci strict în zonele care vor fi restaurate o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă, depinde de amploarea intervenției. Și probabil cea mai cunoscută sală care va intra în restaurare ca urmare a acestui nou proiect este sala Cavalerilor, așa cum am menționat. Dar până atunci, sala Cavalerilor va fi deschisă spre vizitare, amenajată, astfel încât
cei care vin la Castelul Corvinilor să nu fie dezamăgiți. Deci va fi un an cu multă muncă din nou, nu pentru toți cei de la castel, pentru ca turistul să fie primit așa cum se cuvine și să aibă o parte de evenimente care până la urmă însuflețesc parte dintre ele, cel puțin însuflețesc tot ceea ce se întâmplă aici. Așa e, ne dorim ca evenimentele să continue la castel, evenimente care cumulate cu ceea ce am menționat anterior, ambientele din castel, lucrările de restaurare, introducerea celor elemente de tehnologie în ceea ce privește audioghidul, să facă vizita la Castelul Corvinilor o experiență plăcută și o experiență memorabilă. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi pe tot parcursul anului până la urmă, pentru că ați răspuns de fiecare dată invitației noastre și consider că e benefic și pentru cei care ne urmăresc să mai afle o mică parte, cât putem noi așa în 45-50 de minute să vă transmitem și dumneavoastră celor care ne urmăriți despre ce înseamnă activitatea de aici de la castel, ce înseamnă munca pe care o depuneți pe parcursul mai multor ani, pentru că sunt unele proiecte, iată, care își arată rezultatele după câțiva ani și probabil că la fel va fi și cu proiectul de anul viitor, care se va întinde pe o perioadă mai lungă de timp, nu? Într-adevăr, și proiectul care va începe anul viitor va dura câțiva ani, dar, repet, rezultatele contează. Rezultatele sunt importante. Și modul în care sunt realizate aceste proiecte, exact, aceste lucrări. Exact, și faptul că, până la urmă, vizitarea castelului va fi posibilă așa cum a fost în cadrul actualului proiect, care a afectat segmente mult mai apropiate și mai accesibile vizitatorului decât următorul proiect. Următorul proiect se va axa în primul rând pe acoperișuri, va fi restaurat turnul Buzdugan cu fresca exterioară, statuia care se află în vârful turnului, va fi restaurată, eu știu, zone ca terasa de artilerie, paramentul exterior, contraescarpa șanțului sec, dar, mă repet, acestea sunt sectoare care nu afectează accesul vizitatorilor și, dimpotrivă, cum este cazul restaurării freșcelor, cred că vor reprezenta niște elemente de curiozitate până la urmă în castel. Cum spuneam, vor avea mult de lucru cei de la castel anul viitor. Ne vom revedea cu cei de la castel și în acest sfârșit de an, cu siguranță și anul viitor. Toți cei care doriți, în perioada sărbătorilor veți avea un program special de vizitare, că poate ar fi bine înainte de încheiere să le spunem și celor care ne urmăresc și și-ar dori poate să petreacă măcar câteva ore aici la castel. Practic, programul de vizitare al castelului în sărbători este unul stabilit cu ani în urmă. Este vorba de faptul că 24 decembrie, 25 decembrie și 1 ianuarie sunt zile în care castelul va fi închis. În rest vom funcționa normal de la 9 la 17 conform programului de iarnă. Motiv pentru care vă invit atât pe dumneavoastră cât și telespectatorii să vină la Hunedoara, să vină la castel, să vină la vernisajul din data de 9 și să vină să fie alături de colegii noștri de la Centrul Cultural Corviniana, în a-l vedea pe Charlie Otley. Mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune. Mult succes aveți cu toate proiectele pe care le aveți aici la castel și toate ideile pe care le aveți, să prind așa contur și să primiți și banii necesari pentru a putea să faceți tot ceea ce vă doriți în limitele legale, bineînțeles. Am mai văzut noi și în țară unele lucrări care nu au fost întocmai așa cum ar fi trebuit să fie, lucru care nu se mai întâmplă la castel de foarte mulți ani, din câte am observat, pentru că am fost tot timpul cu ochii pe dumneavoastră și specialiștii și noi și toată lumea. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, la cât mai mulți turiști. Vă mulțumim și noi, mulțumim încă o dată pentru interesul arătat acestui monument. Mulțumim și telespectatorilor care ne urmăresc și reînnoiesc invitația de a veni la noi acasă la Hunedoara. Mulțumim, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, să aveți o dupămasă frumoasă.